A fost o slujbă specială duminică la Biserica din Lemn, Sfântul Pantelimon, aflată în curtea Spitalului Județean. Interiorul bisericii a fost amenajat în spiritul sărbătorilor de iarnă, iar din decor nu a lipsit bradul de Crăciun. În fiecare an, în duminica dinaintea nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ne întâlnim în această cochetă și superbă biserică ca să sărbăm, pe de o parte, întâmpinarea Mântuitorului pentru a pregăti lăcași în inima noastră și să lași bun pentru nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și, pe de altă parte, pregătirea cu întâmpinarea Sfintelor Colinde, strămoșești, românești. La slujbă au fost prezenți zeci de copii, unii veniți cu părinții, iar alții însoțiți de reprezentanți ai caselor de tip familial din care provin. Sub pomul de Crăciun din biserică au fost așezate zeci de pungi cu dulciuri pentru ei, toate pregătite de părintele Liviu Neacșu cu sprijinul credincioșilor din parohie, dar și al clubului Rotary Danubius Giurgiu. O parte dintre membrii clubului au fost prezenți la slujbă, printre ei aflându-se și deputatul Nicolae Florian. Nu este primul an, organizăm de 4 sau 5 ani această acțiune cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Clubul Rotary Danubius Giurgiu oferă unor copii din case, de la case de copii din municipiul Giurgiu și nu numai, un număr de 60 de cadouri. Rotarienii au oferit sprijin și pentru o elevă a colegiului Ion Maiorescu, rămasă orfană de curând. De asemenea, am mai identificat un caz, să-i spunem, social, o fată de la liceul, colegiul Ion Maiorescu, care în acest an, din păcate, și-a pierdut ambii părinți. Clubul nostru i-a oferit un laptop Lenovo, dacă pot să spun și marca, și de asemenea acum cu ocazia sărbătorilor îi vom oferi 1000 de lei ca ajutor pentru ea și pentru sora ei rămase singure. Copiii l-au primit cu bucurie pe Moș Crăciun și l-au întâmpinat cu colinde, apoi au spus pe rând poezii și și-au primit cadourile.